Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor! Astăzi vom discuta despre Tradeville România, un broker care nu a fost luat în considerare de mulți și care mie mi se pare a fi cel mai bun broker internațional pentru investitorii de retail din România. Și vă voi spune, vă voi argumenta de ce. Din cercetările pe care le-am făcut, sunt doi broker locali, da? Care sunt destul de ok, XTB și Tradeville România. Pe lângă acești brokeri sunt mulți alți brokeri internaționali care în principiu au comisioane mai mari. Dintre aceștia, cel mai bun broker internațional ar fi, din câte am studiat, Interactive Brokers, care are comisioane rezonabile, 5 euro pentru ETF-ul, respectiv 1,25 euro pentru acțiuni, însă percepe un comision de custodie de 10 dolari pe lună, în sensul în care, indiferent dacă tranzacționezi sau nu, 10 dolari pe lună ți se iau automat în cont. Am auzit multă lume spunând, domne, 10 dolari sunt 10 dolari. 10 dolari înseamnă două tranzacții. De ce te gândești atât la 10 dolari? De ce te calicești când înseamnă 110, transformat în euro 110 euro pe an? Mai adaugă 15 euro comisiune, să zicem că transferată pe an 12.000 de euro, ceea ce înseamnă 12.000 de euro este punctul de inflexiune pentru a plăti acel comisiune de 15 euro bancară, deci 125 de euro pe an. Cu ce te incomodează 125 de euro pe an, câtă vreme tu tranzacționezi constant? Marea problemă a celor care gândesc așa este că ei nu înțeleg că, că problema mea nu este de 10 dolari pe care îi dau într-o lună, problema mea este cu cei 10 dolari pe care îi dau în fiecare lună și care devin practic counter al instrumentelor, da? Ca un total expense ratio. Și am spus foarte clar, 10 dolari ori 12 sunt 120 de dolari, 0,9. O să vedem că ne dă undeva la 110 euro plus 15 euro comisionul băncii, 125 de euro. Bun, și voi face un calcul foarte simplu pentru a explica tuturor celor care consideră că eu exagerez în privința comisioanelor, de ce nu sunt de acord cu comisionul de custodie al Interactive Brokers. Bun, să spunem că eu investesc 12.000 de euro. De ce? Mai puțin decât atât, nu are sens să transfer pentru că comisionul bancar o scum este de 15 euro și... Și să transfer mai puțin, dacă vrei să transfer mai puțin, stai la brokerii locali, nu te mai complici, da? Bun. Și nu aș folosi sub nicio formă acel schem numit Revolut, în care n-am nicio încredere și nu mă interesează așa ceva. Iar dacă eu nu am 12 euro să investesc internațional, atunci ce cred eu că eficientizez cu Revolut, cei 15 euro pe care aș plăti o dată pe an? Adică eu am 100 de euro să dau lună de 100 de euro să dau 110 euro să dau an de an, dar n-am 15 euro. Păi problema sunt aia 110, nu aia 15. Bun. Deci 125 pe 12.000, da? Să zicem că în primul an dau 12.000. Asta înseamnă 1% total expense ratio. Deci eu dacă aș investi 12.000, după care se întâmplă un eveniment neprevăzut și rămân fără bani să investesc în continuare, eu plătesc un total expense ratio al instrumentelor financiare de 1%. Bun. Ce, păi da, stai puțin, că tu nu investești doar 12.000 în primul an, tu o să mai continui să investești cel puțin în același ritm, dacă nu cumva chiar mai mult pe market timing. Bun, mai investesc încă 12.000 în următorul an. Ajungem la 124.000. În acest moment, terul instrumentelor noastre, privit ca și comision de custodie, da? Deci nu discut de terul instrumentelor individuale, ci de acest comision transformat ca un total expense ratio în portofoliul nostru. 125 pe 24.000, da? Deci după 2 ani, vine 0,5%. Deci dacă am apucat să investesc în Interactive Brokers 24.000 pe parcursul a 2 ani, să spunem așa cum zice toată lumea, două tranzacții pe lună, câte 500 de dolari, deci 1000 de dolari pe lună, două tranzacții pe lună, ce înseamnă asta 1% din valoarea fiecărui instrument, da? Dacă ai privit pe instrument, dar după 2 ani tu ai depus 24.000. Ideea este că dacă te oprești la cei 24.000, în continuare vei plăti 0,5% din valoarea instrumentelor an de an, pentru că ți se iau automat din cont 125 de euro în fiecare an. Bun, de 0,5%, 24.000, și aici, bun, dar eu nu mă opresc la 24.000. Bine, prăduitorule, nu te oprești, te duci la 50.000, deci deja vorbim de sume mari, da? Haideți să vedem cu 50.000 cum stăm, 125 împărțit la... De fapt, n-ar fi chiar 50, dar, mă rog, ar fi 48, dacă mergem pe aceleași sume, pe DCA. Dar mergem 50, ca să aproximăm mai rotund. Bun, în acest caz ne dă 0,25%.
Deci începe să fie acel comision recurent, acel total expense ratio din ce în ce mai mic. Haideți să spunem că de la acest nivel în sus începe să renteze investiția în Interactive Brokers. Dar chiar și în acest, la acest nivel, noi încă plătim 0,25% un ter al instrumentelor, dar dacă noi avem un portofoliu cu un total expense ratio de 0,3, da? Noi mai plătim încă 0,25 automat, deci deja sărim de 0,5% comisioane totale. Da? Având în vedere că noi voiam să avem un comision mai mic decât la un manager de fond mutual, adică mai mic de 1-2%, deja observăm că totuși chiar și la acest nivel de 50.000 de euro comisioanele sunt în continuare semnificative. Da? Deci 0,25% este totuși ceva, nu este nimic și este un comision care ți se ia lună de lună, da? An de an, indiferent dacă tu mai tranzacționezi sau nu. Da? Apoi a doua chestie pe care mie mi se pare că mulți nu o iau în calcul este faptul că ca să ajungi la 50.000 de euro nu este atât de simplu. Adică să susții un ritm de investiție de 1.000 de dolari pe lună timp de 4 ani de zile nu mi se pare atât de simplu. Chiar presupunând că ar fi simplu, deși eu nu cred că e, se fac două cărări aici. Prima cărare, suntem pe final de ciclu economic, multă lume se așteaptă să vină o criză și atunci te întrebi dacă este echilibrat, dacă este înțelept să mergi pe această idee, să-ți asume acest drum, această idee de a depune 1.000 de euro în fiecare lună, începând de acum, adică este ăsta momentul în care eu să bag 1.000 de euro în piață sau ăsta e un moment mai bun să bag doar 250 sau 500 de euro în piață și atunci deja devine ineficient, absolut ineficientă formula cu Interactive Brokers, pentru că n-ai ce faci, împați la 2, 250, împați la 2 instrumente, dai 5 cu 5, adică dai niște comisioane absolut nerezonabile. Da? Așa și a doua idee este că, să zicem că vine criza. Păi nici în acest scenariu nu sunt neapărat mai liniștit, pentru că știm cu toții că în criză scad încasările, îți pleacă chiria și îți pleacă clienții, îți pierzi locul de muncă, lucruri de genul ăsta se întâmplă. Cine nu a trecut prin Marea Depresie și probabil că nimeni n-a trecut, fiindcă Marea Depresie a avut loc acum aproape 100 de ani, da? Nu chiar 100 de ani, nu știu, 80 de ani, nu știu exact cât a fost de atunci, nu cunoaște probabil cât de gravisim poate fi acest impact. Dar în ambele scenarii, atât în scenariul în care nu vine recesiunea acum, dar noi suntem pe final de ciclu și eu bag, nu sunt prea, presupun că aș avea 1.000 să bag, nu mă simt foarte bine să bag pe final de ciclu atâția bani, cât și în al doilea scenariu în care vine criza, s-ar putea că aici atunci să nu mă simt în stare să bag cât 1.000 lună. A, dacă am un lump sum, sigur pot face un market timing, pot băga un lump sum, dar trebuie să bag cel puțin 50.000 de euro ca să înceapă să renteze. Altfel, dacă bag mai puțin, să zicem bag un 25.000 și eu nu mai am, eu nu pot suplini prin depuneri lunare la nivelul ăsta pe care am setat de măcar 1.000, sunt iarăși într-o problemă. Da? Deci dacă n-am suficienți bani să bag, terul ăla... Deci ce vreau să spun este că comisioanele Interactive Brokers funcționează ca o dobândă compusă negativă. Bun. Sper că am lămurit chestia asta pentru toată lumea, că mulți păreau că nu înțeleg sau se făceau doar 10 dolari pe lună, deci este așa o mare problemă. Nu, problema nu este 10 dolari pe lună, problema sunt 110 dolari dobândă compusă negativă, portofoliu. Bun. Alternativele la Interactive Brokers, dincolo de prostii de-astea gen Revolut, care cumpără acțiuni fracționare pe care nici nu le deții tu sau nu știu ce cumpere acum, sau eToro, nici la eToro nu m-am lămurit, n-am descoperit decât doi broker pe piața locală. Un broker care are comisioane reduse este XTB România, pe care o să-l folosesc bună oară la începutul portofoliului pentru această strategie de dollar cost averaging, pentru absolut toate instrumentele de care am nevoie și pe care XTB-ul le are. Da? Vorbim în principiu aici de, sigur, ETF-ul pe care au promis să-l adauge Vanguard Global Value Factor, da? Care este un ETF value factor pe piețe dezvoltate, pe toate chepurile, da? All, small și mid. Deci large, mid și small, scuze. Bine, nu în proporțiile pe care eu mi le-aș fi dorit. Eu mi-aș fi dorit 50 large, 50 small, dar așa cum am spus, pe de o parte, dacă aș lua separat ETF-ul small cap value pe Europa și SUA, ar fi mai costurile mai mari pentru că XTB-ul nu le are. Pe de altă parte, alea nu sunt pure value, sunt niște ETF-uri mai mult dividend yield, mai mult value weighted.
care nu este chiar value factor. Aici intrăm în niște tehnicalități. Dacă n-ați studiat pe Coursera Factor Investing, ne pierdem timpul degeaba. Da? Deci puneți un pic mâna pe carte să învățați de acest factor investing ca să știți despre ce e vorba, că altfel eu vorbesc și nu ați înțelegeți ce spun. Da? Deci value weighting nu este același lucru cu value factor, small dividend yield nu este... A nu se înțelege că prima de dividend yield, da? Deci este dividend yield premium și este value premium. Value premium e mai mare decât dividend yield premium. Pe de altă parte, dividend yield este considerat a fi o alocare mai defensivă, adică deși nu aduce pe termen lung un randament mai mare decât value, are o volatilitate mai mică. De-aia se consideră că risk-adjusted return poate fi mai bun pentru strategia high dividend yield. Însă eu vreau să aleg portofoliile care au cea mai mare primă peste market premium, da? Deci factor based-ul care dă cea mai mare premium peste market premium. Și acela este value factor, este dovedit științific. Și momentum a dat, dar se consideră că la momentum este pur o întâmplare, în sensul că nu există, este un pattern care nu are nicio fundamentare. Adică ne așteptăm să nu continue premium. Prima pentru momentum, la fel cum ne așteptăm ca growth-ul să pice în momentul care va veni recesiunea. Și să value să performeze bine. Value este acum mai mult decât faptul că performanțele istorice arată că performează foarte bine, este un activ depresat, da? Deci vine din urmă, deci are rebound-ul mai mare value. Bun. Și atunci dacă elimin small cap-urile pentru că nu există ETF-uri pure value pe small cap, există doar un fel de semi-value. Pe de altă parte, aș avea și mai multe instrumente și niște costuri mai mari, mai ales că XTB-ul nu le are și ar trebui să le iau din altă parte. Am ajuns la concluzia că cel mai bun mix este să cumpăr un ETF value factor pe țări dezvoltate all cap. Dacă vreau să dublez un pic expunerea, să o măresc un pic pe Europa, pot să adaug un ETF value factor pe Europe large și mid cap. Da? Deci nu o să am partea de small, dar aș putea să dau un pic de home bias, mă mai gândesc la asta. Iar pentru țări emergente există două ETF-uri value, un ETF Emerging Markets Equity Income, da, de la Wisdom Tree. Acest ETF este mai mult dividend yield, high dividend yield, are un dividend yield de 6% și cu value tilt. Deci este mai mult high dividend semi-value, da? Și este un ETF pure value factor de la iShares, care se numește iShares Emerging Markets Value Factor, da? MVL, pe care nu îl pot achiziționa de la XTB, dar îl pot achiziționa de la Tradeville România. De ce îmi place acest ETF? Îmi place pentru că, cum spuneam, este value factor, are și el o mică problemă, care ar fi acela... Indexul benchmark este Emerging Markets Select Value Factor Focus și nu Emerging Markets Enhanced Value Factor, care a dus o primă peste market premium de vreo 5% Enhanced Value. Dar acest index nu este trecuit de niciun ETF, nu știu de ce, probabil este complicat și ar fi costurile mai mari. Dar chiar și Emerging Markets Select Value Focus tot are un 2 și ceva la sută, cred că un 2,5 prima de risc peste market premium. Da? Deci ne așteptăm să aducă un 2%, un 3% poate analiza pe termen lung. Mai ales că acum value este un pic depresată. Da? Bun. În concluzie, fiindcă totuși acest video se intitula de ce este Tradeville cel mai bun broker și eu probabil am discutat mai mult despre altceva. Păi de ce este? Pentru că dincolo de XTB, care este un broker cu care poți să-ți faci treaba pe niște instrumente mai de masă, să spunem așa, sau pentru niște instrumente cu capitalizare mai mare, cu NAV mai mare, cu o lichiditate mai bună, sigur, este un broker ok, cel puțin până în 25.000 de euro, fiindcă știți că brokerii din România sunt garantați în caz de fraudă prin fondul de compensare numai până în 20.000 de euro și aici această garanție se referă numai, cum spuneam, în cazul de fraudă, deci nu se garantează în cazul falimentului custodianului sau în cazul unui risc de contrapartidă, da? În acest caz nu există altă soluție decât totuși Interactive Brokers, care garantează toate securities underlying assets până 500.000, dar, cum spuneam, constrângerea la Interactive este acea comisiune de custodie care se transformă într-o dobândă compusă negativă. Și atunci, dacă nu vrei să depui mulți bani la Interactive, mai este deocamdată de așteptat, fie
pentru când vei face un market timing, când pică piața și bagi mai mulți, fie tu poți fi convins că poți să bagi lunar măcar 1000 de euro pe perioadă medie și lungă. Dar ce îmi place foarte, foarte mult la Tradeville este că am găsit aceste produse complementare pe care nu le-aș avea la XTB. Sigur, la un cost ceva mai mare, da, e firesc să plătesc dacă mi-e doresc cu adevărat, altfel pot să cumpăr un ETF market cap weighted, nu mă obligă nimeni să nu o fac. Da, pot foarte bine, însă eu consider că prima value premium justifică atât comisionul extra pe care îl plătesc pentru cumpărarea instrumentului, cât și comisionul instrumentului, da, acel 0,4 sau 0,5% în unele cazuri, că este mai mare decât 0,18%, care este comisionul de administrare al fondului EIMI, al ETF-ului EIMI, ETF-ul market cap al țărilor emergente. Da? Bun. Și atunci Tradeville oferă aceste servicii complementare, însă fără să perceapă comisioane de custodie. De ce spun că este cel mai bun broker internațional? Tocmai din acest motiv, pentru că oferă acea expunere la o gamă largă de produse financiare contra unui cost poate ceva mai mare, poate 15 euro pare ceva mai mult, dar în realitate veți vedea că nu este mult, fiindcă oferă acces la niște produse foarte, foarte valoroase și nu percepe comisionul de custodie. Te gândești că e 15 euro mult, dar când dai la Interactive Broker 10 pe lună și poate tu tranzacționezi 4 luni din 12, da? Deci tu ai tranzacționat de 40 de euro și ai plătit de fapt 125, dacă punem și comisionul de transfer interbancar, îți dai seama că este mult mai mult. Și în acest moment, cred că cea mai eficientă soluție este să transferi din contul bancar pe care deja îl ai în valută, fie către Tradeville, fie către XTB, ca să nu plătești acele comisioane bancare aberante, suplimentare, ale ING Bank, da? Chiar în ipoteza în care ING Bank n-ar cere comision de transfer intrabancar în valută, nu ar cere acel comision, dar ar cere niște comisioane de 50 de euro pe an pentru administrarea de cont curent, ceea ce 50 de euro înseamnă mai mult chiar și decât 15 euro ori 2 pe 30 de euro pe care îi trimite tu atât către Tradeville și către XTB. În concluzie, consider că Tradeville este cel mai bun broker internațional pentru investitorii mici de retail din România și că atât prin intermediul XTB cât și prin intermediul Tradeville, un investitor de retail mic din România poate să-și construiască un portofoliu suficient de diversificat și de performant, care poate să bată poate orice portofoliu pe care puteți să ți-l construiești acum pe Interactive Brokers din accesul la mai multe instrumente financiare sau din tranzacționarea acțiunilor individuale. Cam atât de astăzi, doamne și domnule, așadar, iată, există din fericire opțiuni și pentru mici investitori de retail din România și pe care sperăm să le fructificăm în cele ce urmează. O zi bună, toate cele bune și dumneavoastră, numai bine și la revedere!